În doar trei zile, polițiștii au aplicat sute de sancțiuni în valoare totală de peste 120.000 de lei. În următoarea perioadă, I.P.G. Gorj a intensificat acțiunile pentru a asigura un trafic de siguranță pe drumurile din județ. Atunci când pleacă la drum, șoferii sunt sfătuiți să-și doteze autoturismele corespunzător pentru sezonul rece. Astfel vor evita sancțiunile, dar și producerea unor adevărate tragedii. În perioada 4-7 decembrie, polițiștii au desfășurat acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, dar și pentru prevenirea accidentelor de circulație și asigurarea fluenței traficului rutier în zonele aglomerate. În acest interval, oamenii legi au avut peste 80 de intervenții, dintre care 52 au fost sesizate la numărul unic de urgență 112. Totodată au fost aplicate sute de sancțiuni, cele mai multe în trafic. În această săptămână au fost constatate 27 de infracțiuni și au fost aplicate peste 480 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 120.000 de lei. Polițiștii rutieri au reținut 18 permise de conducere și au retras 17 certificate de înmatriculare pentru starea tehnică necorespunzătoare a autovehiculelor. Dat fiind faptul că sezonul rece a debutat, șoferii sunt sfătuiți să își echipeze autoturismele corespunzător pentru iarna. În caz contrar, riscă să fie amendați. Recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum în sezonul rece și, de asemenea, să-și doteze autovehiculele cu pneuri și lanțuri conform legii, în caz contrar, riscând retragerea certificatului de înmatriculare și sancționarea cu amende între 700 și 1600 de lei. Totodată, în aceeași perioadă, IPJ Gorj a mai confiscat bunuri în valoare de peste 8000 de lei. Mai mult, zeci de șoferi au rămas fără permisul de conducere sau fără plăcuțele de înmatriculare. Echipajele de poliție vor intensifica controlele în perioada următoare.